bucur să fiu în dimineața aceasta la ora de rugăciune. Örülök, hogy ma reggel is az ima órán lehetek. Am puține emoții, nu am vorbit de mult. Kicsit feszélyezve érzem magam, régóta nem beszéltem. Aș vrea să încep dimineața aceasta cu o poezie. Szeretném ezt a reggelt egy verssel kezdeni. Rătăcire. De multe ori uit că sunt al tău, Dumnezeule. Închei afaceri cu vânzătorii de zei. Te vând, te cumpăr înapoi și iar te vând. Dar te răscumpăr din ce în ce mai greu, că te scumpești mereu. Nu știu când am învățat joaca aceasta nebună, dar mă găsesc jucându-mă. Oare de ce numai străinii te vrea, iar eu te vând în fiecare lună? Poate pentru că te-am moștenit de la tatăl meu. Erai în moștenire, stăteai în mine, dar nu erai al meu. Cu timpul m-am crezut stăpân pe Dumnezeu și te-am pierdut. Acum aș vrea să vii din nou acasă. Sunt prea sărac să te mai cumpăr înapoi. Dar dacă vii, ne-om așeza la masă și tu vei frânge pâinea, iar eu îți voi sluji. Să știe vânzătorii de dincolo de gând că-s prea bogat să te mai vând. Mi-a plăcut foarte mult această poezie. Descrie foarte mult realitatea în care ne găsim. Nagyon jól leírja azt a valóságot, amiben most élünk. Nu știm să apreciem faptul că ne-am născut în biserică și cunoaștem adevărul. Nem tudjuk értékelni azt a dolgot, hogy mi itt születtünk a gyülekezetbe. Acum aș vrea să citim un pasaj biblic din Marcu 14. Olvasunk a Szentírásból, Márk evangélium a 14. fejezetéből. Versetele 18 și 19. 18. és 19. verset. Este vorba despre prăznuirea Paștelor. Az urvacsoráról van szó. Pe când ședeau la masă și mâncau, Iisus a zis: adevărat vă spun că unul din voi care mănâncă cu mine mă va vinde. Ei au început să se întristeze și să zică unul către altul: nu cumva sunt eu? És amikor leülnek és esznek vala, mondta Jézus: bizony mondom néktek, egy közületek elárul engem, aki velem eszik. Ők pedig kezdének szomorkodni, és néki egyenként mondani: csak nem én, a másik is, csak nem én. Aceste cuvinte sunt foarte profunde. Nagyon mélyek ezek a szavak. Ucenicii nu au înțeles pe deplin ce vrea să zică Domnul Iisus în momentul acela. A tanítványok nem értették meg teljesen, hogy mit akar ezekkel a szavakkal mondani Jézus. E foarte important ca și noi să înțelegem ce vrea Domnul Iisus de la noi. Nagyon fontos az, hogy megértsük, mit akar Jézus tőlünk. Și să nu-l vindem. És hogy ne adjuk el. Domnul Iisus ne poartă de grijă fiecăruia dintre noi. Az Úr Jézus vigyáz ránk mindegyikünkre külön-külön. Și un exemplu găsim în Geneza, la capitolul 21. És egy példát találunk erre Mózes első könyvében, a 21. fejezetben. Unde ne este prezentată izgonirea lui Agar în pustie. Ahol Ágár Hágárnak az elűzetése van leírva. Și aș vrea să citesc de la versetul 17 și 18.
A 17. és 18. verset szeretném olvasni. Dumnezeu a auzit glasul copilului și îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și a zis: Ce ai tu, Agar? Nu te tem, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, căci voi face din el un neam mare. Meghallá pedig Isten a gyermeknek szavát, és kiállta az Isten angyala az égből Hágárnak, és mondta néki: Mi lehet téged, Hágár? Ne félj, mert az Isten meghallotta a gyermeknek szavát ott, ahol van. Kelj fel, vedd fel a gyermeket, és viseld gondját, mert nagy népé teszem őt. Întotdeauna când un copil al lui Dumnezeu plânge, Domnul îl aude. Akárhányszor Isten gyermeke siránkozik, bánata van, az Úr meghallja. Și putem avea încredere în aceasta, pentru că relatările din Sfânta Scriptură ne spun lucrul acesta. És hinnünk kell ebben, mert a Szentírás ezt bizonyítja. Acum aș vrea să vă spun o întâmplare despre o familie care avea 4 copii. Szeretnék egy történetet mesélni egy családról, amelyiknek 4 gyermeke volt. Ei s-au hotărât să se implice în lupta pentru viață. Szerettek volna becsatlakozni az életért folyó harcba. Și să salveze mii de copii de la avort. És hogy megmentsenek több ezer gyereket az abortusztól. Așa că s-au hotărât să cumpere aparat de ecograf. És ezért eldöntötték, hogy egy ekográf gépet vesznek. Pentru că cei doi soți și-au dat seama că atunci când o mamă vede imaginea copilului, mert rájöttek a szülők, hogy mikor egy anya meglátja a gyermekének a képét, atunci ea rămâne profund impresionată și în momentul acela poate să se răzgândească. Abban a pillanatban mélyen meghatódhat és meggondolhatja magát. Strategia acestor doi soți, ez a stratégia, a urmat pe urmă prin strângerea de fonduri pentru a cumpăra aceste aparate. Ezt a stratégiát azt követte, hogy gyűjtést szerveztek, hogy ezt a gépet megvegyék. În centrele acestea de avortare, în centrele de avortare. Ezekben a központokban, az abortus központokban a fost instituită o consiliere. Volt egy gyűlés alapítva. Pentru a ajuta pe mamă să nu se simtă vinovată de ceea ce face. Hogy ne érezze magát az anya hibásnak azért, amit tesz. Și atunci ei s-au gândit că de aceea este bine să facă un ecograf înainte ca femeia să se hotărească, pentru că aceasta o va conduce pe drumul cel bun și va hotărâ că e copilul ei, de ce să-l avorteze. És azért gondolták, hogy ez a gép segíteni fog az anyáknak, mert akkor látni fogják, hogy ez nem rossz út, amit ők választottak, és miért is abortálják a gyereket, miért veszítsék el. Se spune că atunci când o mamă vede imaginea copilului nenăscut, azt mondják, hogy mikor egy anya egy meg nem született gyermeknek a képét látja, ea se îndrăgostește de acea imagine. Beleszeret abba a képbe. Și începe să aibă o relație cu copilul ei. És egy kapcsolatot állít fel a gyermekével. De aceea majoritatea care fac o ecografie nu mai renunță la copil. Ezért azoknak a többsége, akik egy ilyen ekográfot végeznek el, nem válnak meg gyermeküktől. Pentru noi, cei de astăzi, ce am putea face ca să ajutăm ca copiii din lumea noastră să nu moară? Mi mivel tudunk segíteni a szükségben levő gyerekeknek, hogy ne haljanak meg?
Poate nu avem multe de făcut. Lehet, hogy nem kell sokat tennünk. Dar un cuvânt frumos la vremea potrivită. De egy szép szó a megfelelő időben. Ajută foarte mult. Nagyon sokat segít. Aș vrea să citim acum un cuvânt de îmbărbătare, de bucurie. Szeretném, ha olvasnánk egy szöveget, amelyik segít, bátorít, örömöt ad. În Psalmul 42. 42. Zsoltár. Versetul 2 spune așa. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? A második verse így mondja, mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez, mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt. Noi acum suntem aici înfățișați înaintea lui Dumnezeu. Mi most itt vagyunk az Úr előtt. Cum venim, cu bucurie, cu mulțumire? Hogy jövünk? Köszönettel, hálával, örömmel? Se spune despre Martin Luther că a trecut printr-o perioadă foarte grea în viața lui. Luther Mártonról mondják, hogy egy nagyon nehéz időszakon ment át élete folyamán. Era foarte descurajat și supărat pe el, pe biserică. Nagyon elbátortalanodott és nagyon haragudott a magára is és az egyházra is. După ce a epuizat toate modalitățile posibile, mikor már megpróbált mindent, soția lui s-a gândit cum să-i aducă bucuria. Az ő felesége elgondolkodott, hogyan tudná őt boldoggá tenni. Așa că într-o zi s-a îmbrăcat în doliu. Ezért egy nap gyászba öltözött. Cine a murit? A întrebat Luther. Luther azt kérdezte, ki halt meg. Ó, tu nu știi, Martin. Dumnezeu din ceruri este mort. Te nem tudod, Márton? Az Úr a mennyekből meghalt. Cum poți să spui astfel de lucruri? Hogy mondhatsz ilyet? Cum poți să crezi că Dumnezeu a murit? El este nemuritor și veșnic. Hogy hiheted azt, hogy az Úr meghalt? Ő halhatatlan és örök. Crezi cu adevărat? A întrebat ea neîncrezătoare. Komolyan ezt hiszed? Cum te poți îndoi? La fel de sigur cum că există un Dumnezeu este și faptul că El nu va muri niciodată. Az a dolog, hogy létezik egy Úr, egy Isten, az azt jelenti, hogy nem fog meghalni soha. Și totuși, a adăugat ea sfios. És mégis, mondta ő. Cu toate că nu te îndoiești de existența lui Dumnezeu, mindezzel együtt, hogy te hiszed, hogy az Úr létezik, ai ajuns descurajat și fără speranță, ca și cum El nu ar fi. Mégis elbátortalanodtál, és nincs már hited, mintha nem lenne. Mi se pare că te porți ca și cum Dumnezeu ar fi mort. Úgy tűnik, hogy te úgy viselkedsz, mintha Isten halott lenne. Și atunci Martin și-a dat seama că a ajuns prea departe cu această descurajare. Dumnezeu poate totul. És ekkor Márton észrevette, hogy túl messzire ment ezzel a bátortalansággal, elbátortalanodással. Az Istennél minden lehetetlen, lehetséges. De aceea cuvântul psalmistului când spune că sufletul meu însetează după Dumnezeu. Ezért, mikor a Zsoltár író azt mondja, hogy szomjúhozik lelkem Istenhez, cred că nu este ceva mai frumos pentru o persoană decât să simtă această dorință după Dumnezeu. Úgy hiszem, ez lehet a legszebb dolog egy ember számára, hogy érezze ezt a kívánkozást. Câți dintre voi știți
Cum a murit Alexandru cel Mare? Hányan közületek tudjátok, hogyan halt meg Nagy Sándor? Nu știe nimeni. Știți? Înainte de a muri, el și-a chemat generalii și a spus ultimele trei dorințe. Mielőtt meghalt volna, az ő tábornokait magához hívta, és elmondta három utolsó kívánságát. Sicriul să fie bun pus pe cei mai buni umeri ai medicilor din vremea respectivă. Az ő koporsója a legjobb katonáknak a vállán legyen. Comorile dobândite, argint, aur, pietre prețioase, să fie risipite pe tot drumul până la mormânt. A kincsek, amiket zsákmányolt, mind el legyenek szórva az úton a koporsójához, a sírhoz. Și mâinile sale să atârne în afara sicriului, să poată fi văzute de toți. És az ő kezei a koporson kívül legyenek, hogy mindenki lássa azokat. Unul dintre generali, surprins de aceste dorințe neobișnuite, az egyik tábornok, mivel meglepődött ezen, l-a întrebat pe Alexandru, care sunt motivele. Megkérdezte Nagy Sándort, mik az okok? El a explicat, vreau ca medicii cei mai emancipați, azt szeretném, hogy az orvosok, a leghíresebb orvosok, să-mi ducă sicriul, pentru ca în felul acesta să arăt tuturor cât de neputincioși sunt ei în fața morții. Azért vigyék a koporsót, hogy lássa mindenki, hogy ők mennyire tehetetlenek a halállal szemben. Vreau ca pământul să fie acoperit cu comorile mele. Szeretném, ha a föld az én kincseimmel legyen betelítve. Pentru ca toată lumea să vadă că toate comorile pe care le-am câștigat aici, pe pământ, aici rămân. Hogy mindenki lássa, hogy a földön szerzett kincseim a földön maradnak. Vreau ca mâinile mele să atârne în aer goale. Szeretném, ha üres kezeim a levegőben lennének. Pentru a le permite oamenilor să vadă că plec cu mâinile goale. Hogy lássák az emberek, hogy üres kézzel távozok el. Așa cum am venit atunci când se termină tezaurul prețios, timpul. Timpul este viața noastră. Amikor befejeződik minden, és az idő lezáródik, az idő a miénk. Alexandru cel Mare a învățat cea mai mare lecție de viață. Nagy Sándor megtanulta az élet tanítását. Nu poate să ducă nimic din lumea aceasta, oricât a câștigat. Nem tud elvinni semmit magával, bármennyit is nyert. Doar speranța că ne putem întâlni cu Dumnezeu. Csak a hitet, hogy az Úrral fogunk találkozni. În Psalmul 90 spune că învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. 90. Zsoltárban mondja, hogy taníts meg minket. Versetul 12. 12. versben. Taníts meg úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. De aceea trebuie să fim conștienți că fiecare zi pe care o trăim trebuie să fie foarte, foarte bine gândită. Ezért minden nap tudatában kell legyünk annak, hogy minden nap, amit élünk, az nagyon jó meg kell legyen gondolva. Nu avem siguranța zilei de mâine. Sosincs biztosítva a holnapi nap. Ca să avem o inimă înțeleaptă, trebuie să știm să facem lucrul acesta. Ha bölcs szívhez akarunk jutni, ezt meg kell tanulnunk. Pentru mine, întâmplarea aceasta cu Alexandru cel Mare, care în perioada lui a fost cel mai bogat om al vremii, cuceritor de pământuri,
Számomra ez a történet Nagy Sándorról, aki az ő idejének nagy hódítója volt, kincseket szerzett. Aproape că nu mi-a venit să cred pentru ce dorințe a avut. Nem tudtam elhinni ezeket a kívánságait. Acum, în zilele noastre, dacă ne uităm la bogații vremii, most ha látjuk gazdagokat, nu cred dacă unul din ei și-ar mai dori să facă lucrul acesta. Nem hiszem, hogy valamelyik közülük ezt kívánna. Dar atunci când cunoști adevăratul sens al vieții, de mikor ismered az élet igazi értelmét, adică pe Iisus, vagyis Jézust, atunci îți dai seama că viața nu înseamnă doar lucruri materiale, akkor rájössz, hogy az élet nem csak anyagi értékeket tartalmaz. Și aș vrea să închei cu un verset din 1 Ioan 4:10. És szeretném befejezni egy szöveggel a Szentírásból, János első levele, 4:10. Negyedik fejezet, 10. verse. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Dumnezeu ne iubește pe fiecare dintre noi. Isten mindannyiunkat szeret. Trebuie doar să acceptăm dragostea și să îi împărtășim sentimentul. Csak el kell fogadnunk ezt a szeretetet, és továbbadnunk ezt. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amen. Isten segítsen meg mindannyiunkat ebben. Amen. Most pedig boruljunk le, és imádkozzunk.